Bine ați venit, domnul și domnul să-l băcă ei, dar Ageu și astăzi o să vă arăt o chestie foarte, foarte mișto pe care eu unul mi-o doream de când mă știu. Sau în fine, înainte să am calculatorul ăsta mișto și care să ducă toate jocurile. Bă, când eram mic, aveam efectiv un i3 jalnic pe un laptop și mă chinuiam să joc World of Tanks, GTA-urile care de altfel au și ars laptopul. Dar astăzi problemele noastre au dispărut, pentru că băieții de la Boosteroid ne-au contactat și ne-au spus: Băi, problemele tale s-au rezolvat. Uite aici, suntem în viitor. Există o platformă pe care practic poți să joci orice joc pe cloud, cum ar veni, sau în fine, jocurile care sunt disponibile pe site-ul ăsta, direct din browser, fără să trebuiască să mai țină cont jocul de specs-urile din calculatorul tău. Adică, dacă ai un calculator jalnic, pe scurt, poți să joci GTA 5, Fortnite, World of Tanks, care de altfel ăla m-a făcut pe mine să-mi schimb calculatorul la început de tot, era groaznic. Nu poți să joci Destroyer cu FPS-ul ăla. Haideți să vă arăt platforma asta, pentru că de altfel a fost la suflet când am văzut-o și am zis: copilăria mea avea nevoie de asta. Site-ul funcționează pe bază de subscription, cum ar veni. Mai întâi de toate, am să mă mut pe această parte. Mai întâi, dai sign in pe site. Îți faci un cont și anume, hai să zicem, not register yet, sign up. Bagi mail, bagi parolă și după care aștepți un mail de confirmare. Asta am să fac în momentul ăsta. Accept, sign up, my boy. Account created. The letter with activation link has been sent to your email. Please activate your account to proceed. Acum mergeți pe mail și confirmați chestia asta. Odată ce ați intrat pe cont, magia se va întâmpla în felul următor. Hai să vedem, pentru că nici eu nu știu. Oh, ai moduri, ai daylight și... Măi, are... trebuie să vă arăt. Uite deasupra capului meu. Vezi ce poți să faci? Și acum hai să vedem. Pe contul nostru putem să jucăm. Hai să jucăm ceva. Hai să vedem cum funcționează un Fortnite. Ok, activate your subscription and get 3 days trial, nu știu ce. Bun, selectăm, să zicem, jocul. După care, chestia asta funcționează pe bază de subscribe, cum ar veni lunar. Ideea e că primele 3 zile sunt gratis, te costă 10 cenți, cum ar veni. Dai un subscribe, după care activezi aici. Bagi toate chestia asta. Please note that the trials version implies a purchase of 0.1. Costă 10 cents ca să folosești trial-ul, să vezi dacă îți place sau nu, cum funcționează jocurile pe site-ul ăsta. Ai accept, după care băgăm aici datele noastre. Your payment has been nu știu ce, subscription plan, booster with start. Perfect. Acum, hai să vedem dacă putem să ne jucăm. Wow, merge să-mi bag contul și toate chestia. Și mai e varianta asta, în cazul în care unul din jocurile pe care vreți să le jucați nu se află între astea 4, cum de altfel eu zicem că vreau să GTA. Probabil le putem găsi aici în store. Bun, ar trebui să... GTA 5, my boy! Dacă nu aveți jocurile cumpărate pe Steam pe așa mai departe, clar nu le puteți juca. Dacă le aveți cumpărate, puteți să băgați contul direct în platformă și o să meargă! Nebunie! Save the world, better real. O, mă, că chiar merge! Dar, dragii oameni, mi-au furat toate numele, mi-au furat toate numele pe toate jocurile. Play, my boys! A început, ești nebunie! Și nu are lag! Să dăm și mai tare. Are și sunet, are și tot ce vrei. Boys, we did it, boys. Repet, suntem în browser. Salut, băieți, ce mai faceți, băieți? Băieți, începem meciul. Oricum, ideea cu platforma asta, probabil, din ce am auzit eu de la cei care au creat-o, fiind platforma românească, tot conceptul a fost pe ideea că mai dai mai mulți bani pe un calculator decât să dai un subscription cumva să te poți juca de chestii astea. Chiar asta nu mă așteptam. Așteptam să meargă, poate, dar să fie așa jiglish. Hai să vedem când intrăm într-un battle ceva, dacă chiar e treaba. N-am de gând să termin meciul, vă dați seama, dar... F to right, my boys! Here we go! Woohoo! N-are lag nici măcar pe hover. N-are lag nici măcar pe hover! Boys, we found the real one. Trebuie să facem un 360 no scope. N-are nimic să mă bat neapărat cu ei, cât eram efectiv. Merge să faci scheme! Boys! Oh! Oh, uite un nene! Salut! Ce faci? Ne distrăm? Băgăm? Hai să vedem dacă... cum merge și cu trasul. Era un băiat pe aici, dar... eu fac, dar nu știu ce fac.
Zepardor. Bun, bun. Hai să mergem la niște băieți să murim falnic. Nu vreau să mă apăr, nu vreau să fac nimic decât decât să vedem cum funcționează cu trasul, dău. Atât mă mai interesează. Să vedem cum merge cu trasul. Așa sunt încerc? Gotham. Nebunie. Băieți, facem gălăgie! Băieți! E Batman ăla? Băieți! Ce faci? Și tu fără pe nebunii? Băieți! Băieți! Bun. Well, Fortnite-ul merge mișto. Foarte impresionat de chestia asta. Hai să vedem. Hai să vedem cum funcționează. Hai să mai dăm o tură de un alt joc ca să fiu sigur că nu spunem prostii. Un test să mai dăm. CS:GO, că e gratis. La fel de gratis, cum puteți să-l luați și voi. Poți să joci pe Steam, Battle.net, Epic, GOG, Origin, Riot, Uplay, nu știu ce. Și mai e o chestie pe care nu-mi dau seama dacă chiar o face platforma asta sau nu. Dar ține jocurile updated. Pentru că eu nu aveam update-urile la mine pe cont. Ia să vedem, your match is ready. Das 2 for life, bro, da. Lagul pe CS acum vreo 3, 4, 5 ani. Prima oară când mi-am luat căști, literally, prima oară când mi-am luat căștile astea, pentru CS mi le-am luat. Și mouse-ul și tot. Adică pentru CS mi le-am luat. Știți și voi când vreți să reveniți professional players cu vise, cât de bun o să fiți la CS după ce o să vă luați toate echipamentele posibile. Și o să vedeți când de fapt problema e la voi, nu la periferice. Sunt terorist, că suntem teroriști, gata. Hunter să fim, ia să vedem. Cred bine merge, avem un Uzi. 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 Bă, lag n-avem. Salut. Oh! Direct head-ul. Tai că mă pun pe partea asta ca să vedeți și voi. No, oh, baby, no. Am dat head-ul, am dat head-ul direct cu. Oh, ăsta e AVP chiar. Iar dacă poți să joci cu AVP-ul. Asta a fost. Dacă puteam să joc cu AVP-ul. Un kill mai vreau să verific. Hai, fratele meu, lasă-mă în pace. Shotgun. Dar aud pe ăla. Hai, fratele meu. Vine cu op, Kelish Maker. Că el să crede Maker. Că el să crede Maker. Bizon for... Oh, direct l-am luat. Ați văzut? Still got the skills, bro, does. Still got the skills. Well, și CS-ul merge bine, chiar dacă mori... Oh, cu scarul trebuie. Voiam să ies din așa, dar nu mi-am permis acest lux, că n-ai scarul. Well, asta e platforma Boost Steroid. V-am lăsat un link în descriere ca să intrați să vedeți și voi pe pielea voastră dacă o să vă meargă jocurile sau nu. Mie mi se pare că au mers foarte bine de altfel și real nu mă așteptam, pentru că am mai testat niște chestiuțe în trecut și n-au fost tocmai cele mai worth it, mai ales că aici cumva te pune să plătești din prima. Cei 10 cenți sunt doar ca să testezi 3 zile, după care, na, poți să păstrezi sau nu subscription-ul, plătești restul de 9,89. Sper că ați înțeles ceva. V-am pupat și dacă aveți întrebări despre chestia asta, dacă vreți să vă adaug pe undeva pe vreun joc pe care nu mai joc în timpul meu liber din când în când, scrieți în comentarii mai jos. Eu voi mai sta un pic pe platforma asta pentru că sunt tare curios dacă World of Tanks-ul, dacă și World of Tanks-ul, de exemplu, sau nu e genul un joc care să zici că mamă ce demanding e, cum nici Fortnite-ul nu e, dar am avut lag la ele, adică pe ce am avut înainte și ideea că puteai să le joci în browser, mă grește pauze de la orele de informatică, cât de bune ar fi fost. Și mulțumesc încă o dată băieților că au făcut platforma asta în primul rând și eu am fost Alpaca. Iar la trecare de obicei, Alpaca King Out. 1, 2, 3, respect! Prima oară când mi-am luat căști, literally, prima oară când mi-am luat căștile astea, pentru CS mi le-am luat.
și mouse-ul și tot. Adică pentru ce semi l-am luat. Știți și voi când vreți să reveniți professional players cu vise, cât de bun o să fiți la